O expoziție de tablouri și sculpturi organizată de Primăria Baia Sprie în colaborare cu Asociația E Ceva Bine a fost vernisată în Casa de Cultură a orașului care fusese numit cândva latinește Mediomonte. Localitatea Baia Sprie, care în anii 1900 avea ziar și chiar teatru, aproape a murit din punct de vedere cultural în comunism. Dacă acum câțiva ani nu vreți să știți cum arăta această casă de cultură și cum arăta viața culturală a orașului Baia Sprie, uite că am reușit împreună cu dumneavoastră să o ridicăm la un nivel înalt. Dacă la începutul anilor 1900 orașul Baia Sprie era plin de viață culturală, avea un ziar, avea un teatru, avea cafenele culturale și s-a creat acest patrimoniu construit și nu numai ceea ce vedeți inclusiv pe acești expus pe acești pereți, s-a creat datorită unor oameni deosebiți care au trăit în acea perioadă, oameni care au înțeles ce înseamnă cultura și ce mult înseamnă să faci cultură și că prin cultură îți crești gradul de civilizație. De-a lungul timpului, Școala de Pictură Băimăreană a avut reprezentanți și în Baia Sprie, pentru că artiștii au găsit și aici locuri frumoase, ori oameni fascinanți. Tocmai acele vremuri sunt readuse în memoria colectivă prin operele expuse în noua Casă de Cultură a orașului. În aceste 46 de opere de artă prezentăm memoria acelor peste 100 de ani, și avem pe simeze artiști importanți pe plan național. Expoziția Spiritul locului în repere identitare aduce în fața publicului băiesprian o serie de teme abordate de artiștii din Școala Băimăreană, desigur și cei care au activat în Baia Sprie, mai ales surprinzând diferite locuri, clădiri, colțuri ascunse, aducând astfel pe pânzele lor tot ceea ce spiritul lor artistic le-a rămas ca amintire. Miercuri a fost și ziua patrimoniului UNESCO. Aici sunt cuprinse 8 biserici din Maramureș. Este o modalitate de a face România, oamenii și locurile ei cunoscute în lume. Iar această expoziție este doar un pas pe drumul spre istorie. Împreună cu Asociația Creative Arts și partenerul nostru principal de Secretariatul General al Guvernului prin Serviciul de Dezvoltare Comunitară, am îndrăsnit să pornim într-o călătorie că, de fapt, la ce bun un drum dacă nu spune o poveste? Povestea noastră este să reînviem și să punem accentul pe monumentul ăsta de cultură pe care îl are Maramureșul, ceea ce înseamnă biserică, frumusețe, tradiție și patrimoniu. Evenimentul a început cu un recital de violă și pian, susținut de Daniel Breban și Alexandra Pușcaș, elevi ai Colegiului de Arte Baia Mare. Expoziția va fi deschisă până în data de 14 ianuarie anul viitor.